să nu vă spăimântați peste măsură de boala care este, să ne păzim, dar să nu ne temem, să-L chemăm pe Dumnezeu în ajutor, așa frumos spunea un mare medic. Uneori, cum spune și rugăciunea, oamenii pot să se sfârșească și de frică, de frică inima și toate vasele noastre de sânge nu mai au aceeași circulație când avem frică. De aceea să îndrăznim, că ne-a spus Mântuitorul Hristos, să îndrăznim că El a biruit răul din lume, să biruim și noi răul din lăuntrul nostru, din prejurul nostru, din calea noastră, să rămânem cu povața Sfântului Andrei, cu învățătura Bisericii, cu împărtășirea Mântuitorului, pentru că ne pregătim să întâmpinăm pacea Mântuitorului, să avem pace cu toți în sufletele noastre. La mulți ani! Ne-ați transmis să ne păzim. Dumneavoastră, cum vă păziți de virus? Eu nu mă păzesc, că n-am timp. Sigur, nu stau aproape de ceilalți, dar Sfânta Împărtășanie în fiecare zi mă păzește cel mai mult. Slujesc în fiecare zi și știm că în Sfântul Potir nu este niciun microb dovedit științific. Unii spun că se călăzesc după știință, care n-are și credință, slabă călăuzire. De aceea trebuie, știința e de la Dumnezeu, nu e de la oameni. Oamenii cred că e de la ei. Ei au cercetat ceea ce a lăsat Dumnezeu. Tot cu mintea dată de Dumnezeu și cu harul Său. Și sigur, nu mă înghesui, dar acum l-am părtășit, trebuie să vin. Unde e Sfântul Potir, acolo nu este decât Hristos și Hristos învinge orice virus. Dacă a venit la Sfântul Andrei o persoană, a venit să-L caute pe Dumnezeu. Aici s-a întâlnit cu Dumnezeu. Nu mai vorbiți de boală. Noi nu vorbim de boală la Sfântul Andrei. Lăsați întrebările astea fără sens. You are God.